Da. Aia cu gradele. Le-ai avut pe plus sau pe minus? Plus sau pe minus? Ce face? Eu-l votez pe ăla. Ce vrut? Și atunci? La revedere, mâncare, eu mai încap voturile. Plantele, face piș pe plantele alea. E că Udai mortul. Deci, sunt impostor cu Luca Lu. Trebuie puțin. Și am shifter de ăsta de nebun. Și lumea o să mă dea iar afară, ca să vezi. Ok. Hai să vedem. Avem medbay, de toate, communications. Ce e aici? Astea erau senzori care îți explică ce și cum. Ok. O să iau pe aici. Vent. De ce nu merge vent? Nu merge să apăs pe nimic. Bro, nu merge să apăs. Holy. L-am găsit în dreapta, jos. Nu știu Nimo. Cum se numește. Mamă, Guardian Sinner Angel. Sinner era Guardian Angel și a dat la 1. L-am văzut pe Vitale, că sunt scientist. Cum Anthony. Adică Guardian Angel? Ce face ăla? Ah, ăla de protejare. Dă scutul ăla cu care dă scutul. La Pelic of Legends. Ok. Păi și cum merge? Care era pe lângă cineva care s-a comportat cam suspect? Eu eram cu Dragoș. Da, se supără pe mine. Nici măcar nu ne-am văzut. Deci eu am fost, deci m-am văzut doar cu Luca și cu care nu tot meciul. Dacă era care. Da, de tine. De ce te-ai simțit? Da, pentru că te-ai simțit. Da, eu am fost cu Rodby și el impostor, dar eu zic să nu dăm Luca afară. Da, eu zic să nu schimb clipul. Da, gen, l-am omorât de față cu Luca pe Sinner, dar a închis ochii. Ok, deja fac cu Ping, Gani, Teo, toți l-ați votat pe Rodby, hai că dau și eu. Da, și eu și m-am mutat. Îmi dau skip. Nu, glumesc. Îl dăm în runda viitoare să mai bine. Da, motorul să mai... Cineva chiar l-a votat. Cred că eu sunt eu impostorul. Eu te-am votat viața mea. Cred că s-a votat singur. Da. Ok. Microfonul. Balon. Ce zici eu? Ia! Să trăiești. Ok. Ok, dar nu știu cum se folosesc. E shifter-ul ăsta. Ok. O, da, pe bandă, doi. S-au făcut foarte recent, că m-am uitat acum 7 secunde pe Vitale și era toată lumea în regulă. Carina, tu erai jos, nu? La balcony. Da, eram la baloane. Da, ok. Baloane? Okay. Da. Ok. Bun. Chilu, ai făcut pe Y ăla sau nu știu, pe foarfeca aia ce-o fi, coridorul ăla lung. Ok, eu singura... am terminat plantele. Eram la plante. Da. Erai la plante, ok. Ce ai văzut, Stapine? Că te tot învârteai pe acolo, înțelegeam ce faci. Deci eu am interacționat tura asta în felul următor. Deci e foarte probabil să fie self-report, aveți grijă. Că gen, îi campam pe Dragoș și cu Carina, Carina pe balcon. Fii atent. Deci Carina făcea nu știu ce făcea în dreapta pe balcon acolo, că nu știu, taskurile. Baloanele. Ok, da. Bun. Dragoș a făcut sateliții și eu mă plimbam pe acolo, pe lângă ei. Și a venit și Rapapel și mă mai plimbam un pic și la un moment dat a plecat Dragoș și... A plecat de tot. Și Rapapel. A plecat de tot, după Rapapel, văd că mare report. Păi de eram amândoi, mai fi văzut. Eu încă n-am apucat să văd corpul. Eram, păi el avea cum să-l omor. Păi de ce te-ai întors la cafeterie, Rafa? Că păi eram nu, vedeai kilul dacă făceam, vedeai corpul dacă făceam kilul. Eu m-am uitat pe balconii, fiecare făcea task-ul și trebuie să învârtea așa, random. Și zic, bă, ce se întâmplă? După aia am început să mă învârt și eu după el. Okay. Păi da, fii atent dacă... Deci tu nu ai găsit corpul în Y? Da, cum mergeam noi în sus, era pe partea stângă, nu era în fața noastră. Nu era în Y? Era după ce ieșai din cafeterie?
Da, general mai spre stânga, spre communication. Păi da, dar tu după aia te-ai întors înapoi aici, la mine, la balcon, nu știu, mi se pare sus. Nu, întors, mergeam unde e, sus și am dat report. De ce mă votați pe mine? Mai era să mă dea și afară, lol. Lol. Bani. Ok, ok, hai să ne concentrăm. Hai Luca, hai Luca, hai Luca, împreună, împreună, împreună. Hai ce, îi luăm. Hai Luca, iai. Ok, hai. Facem cristalul, Luca. Ok. Hai, ne chinuim să facem cristalul. Ok. Mamă, sunt 70 de oameni aici. În jos cu ping. Nu iau bine. Nu știu ce se întâmplă pe aici, mă jur. Chiar nu știu. Opa. În stresul. Ok. Era stresul pe corp. Ce făceai acolo? Eu? Cine a zis că era pe corp? Eu l-am votat. Pe corp. Stresul e, guys, că era stresul. La admin acolo cu Red și am plecat în jos să mă duc la reactoare și l-am... Gen, a murit Red, puii mei, și stresul era cu Red și aia, stați, și gata. Păi poate a murit din cauze naturale. Nu vă grăbiți, nu vă grăbiți. Lasă-l, lasă-l să vorbească, mă, stresul. Deci nu vă grăbiți să votați. În primul rând, unde e corpul? Cum, era lângă tine. Ce? Tu știi unde sunt eu? Tu știi unde sunt eu? Unde? Lângă nu, zi tu dacă știi unde sunt eu. E lângă corp, corpul lângă stres. E lângă corp. Plantele acum, frate, eu ud plantele, face piș pe plantele alea. E că udai, udai mortul. No, înseamnă că e un shape. Eu vă zic 100% că sunt sus în dreapta și făceam piș pe plante, da? Deci n-a mai văzut nimeni al doilea stresul. Eram la admin cu cine, a fost cineva la admin, cred că Gani a fost la admin. Dar nu știu unde s-a dus după aia. Eu m-am dus în jos și Rafa m-a văzut că am venit pe Y cu ăla, gen să mă duc pe reactor. Nu l-ai văzut pe stresul, Gani? Ba păi da, l-am văzut asta, zic. Era lângă Red. Deci era al doilea stresul. Păi care e stresul? Că numai unul e stabil. Deci stresul era pe corp. Am văzut că ai fost pe senzor, Rafa. Deci eu m-am dus, după ce am ieșit de la admin, m-am dus sus să ud plantele, că acolo am task-uri. Efectiv, mai jos de tine era alt stresul care omora oameni. Păi și l-ai văzut pe Gani, Rafa? Da. Da. Aia zic că... ori e Gani, ori nu știu. Eu sunt sus cu plantele. Da, fix după ce ai trecut tu, Gani s-a făcut kill-ul și era stresul pe corp. Las că poți să aveți și ca fantomă. Tapinul e! Oh my god. De ce dă vina pe mine? Dă vina degeaba pe mine, mă. Tapine! Îl votez pe Gani. Tapine! Gani? Asta e doar. Afară cu stresul din dacă nu-i stresul. Să fie Gani, nu știu. Eu zic că e. Ok. Bă, eu filmez aici, că poate nu filmez și mă apucă spumele. Ah, ok, filmez, e bine. E bine, e bine. Hai. Ok. Facem o băiță. Hop. Hai să plecăm de aici. Nasol. Nasol moment că nu știu ce să fac aici. Nu știu ce poate să facă Luca. Stres era pe stres. Ok.
GG, Luca, bravo. Rafa, de ce n-ai zis Rafa? Zic ceva, l-am omorât pe Pink de două ori meciul ăsta. Deci odată era cu Min și aveai shield pe tine. Ți-am dat eu shield, Pink. Aparent, tu nu știi. Eu am fost la început, da. Tu nu știi că ai shield-ul, nu? Ba, deci, nu știi. Nu știe. Aha, și efectiv l-am omorât și eram, mamă, n-am murit, ce fac? Și nu știam dacă el știe că sunt eu. Fiți atenți la faza cu stresul. Am văzut că vine Rafa, eu eram stresul și voiam să-l omor, dar nu mergea Q, am apăsat pe Q. Vedeți, băieți, vedeți primul meci în care nu îl dăm pe Rodby afară, ce se întâmplă. Da, Rodby, următorul meci de afară. Sunt singurel printre copaci cu youtuberii mei. Sunt singurel printre copaci. Hai să dăm gradele alea mari. Sunt singurel printre copaci și am numai dragi. Ok, e bine mă, sunt power. Dar numai că trebuie să mă uit pe vitale dacă a murit cineva. Hai că mi-a luat lumina aici prost. A terminat. Opa, negru mort. Hai să-l găsim. Domnule Draguș, unde? Opa. Dar unde-i Draguș? Unde l-a ucis? Draguș e mort de mult timp. Draguș e mort de foarte mult timp și nu găsim pe nimeni. Unde e Draguș? Asta vreau să... Unde în sfârșit l-ai găsit, bam, e mort de foarte mult timp. Draguș, de unde știm? Nu e de foarte mult. Da. E de mult timp. Așa zi unde? Bă, cred că e în partea stângă de hartă mortul ăsta, nu? Da. Unde știi? Unde știi? Ok. Nu, fiindcă am campat partea dreaptă și nu era nimic. Deci, fiți antenă. Fiți antenă. Am fost la Weapons, am făcut task-ul cu Sinner. S-a dat luminile, Sinner a plecat, m-am dus la Vitale să văd care e faza. Am văzut că Dragoș e mort. Okay. Știu că îl văzusem jos la O2. Okay. M-am dus la O2, O2. S-a făcut ăsta zi curentul, m-am dus jos la O2 și l-am găsit pe Dragoș mort acolo cu craci în sus. În boiler. Craci în sus? Bă, e la mort boiler de mult acolo, timp. Da. Îl caut. Și e mort destul de mult timp, gen. Da. Și singurul care Rodic, e mort de mult. Vitale, singurul care rămăsese la exclud... O2 în zona aia era Luca Lucky. Ia Luca Lucky. Nu știu de la camere. A venit din med spre curent. Da, eu voiam să vă spun că sunt inginer, ca să știți. Deci vă spun din prima că sunt inginer, că... Deci îți dai vent. Deci eu îmi dau vent. Care acum la fosile jos în dreapta? Venea la fosile. Eu veneam. Tu veneai? Da. Bun, Red, tura asta în dreapta sus a fost Pink și cu Red. Și da, cu Red, mine. Eu am fost dreapta sus acum pe final și nu era nimeni. Ce task-uri ai făcut, Carinule? Eu am downloadat, am făcut chestia unde nimerești asteroizi sau ce n-aibă. Ok, n-ai fost am acolo. Am o întrebare. Ba, am fost unde, la început. Unde e aia de la început? Dai, skip, dar am o întrebare. Poți să fiu tryhard? Că încă știu task-urile comune. Poți să fiu tryhard? Băi, nu te-am întrebat. Am avut cheile, Rodby? N-am avut chei. A, e Rodby, clar. Nu, n-am avut ei. Eu l-am votat pe Rodby. Și să știi că nu-i task comun cheia. Te-am votat, Rodby, taci. Știi, mă, Rodby. Nu e task comun cheia? Nu, îți zic care sunt task-urile comune mele. Nu ne zice Rodby. Scoate Biblia, gata. Ce face Morganicus? What? Așa. Top.
Aoleu. Bună seara. Ce vrei, bună mă, Robi, mă, nici nu s-a făcut. Câștigăm la test-uri, s-a făcut un singur kill și Robi de buton. Lasă-l pe Robi să facă niște game. Nu am fost talentul, bursul. Rafa? Da. Aia cu gradele. Le-ai avut pe plus sau pe minus? Ce faci? Bro, te-am întrebat codul de la lobby. Eu nu înțeleg logica ta. Fii atent. Nu s-a întâmplat absolut nimic și câștigăm un pescuri să... și prelungești meciul. Bine, dați-mi afară. A fost afară. Și un meci. A fost și un meci. Te-ai votat singur? Da. Te votez și eu atunci. La revedere, mâncare, îi mai încap voturile. Gândiți-vă să-l votați. Mi-e răuț, așa. Îi place mult rău de tot jocul ăsta. Ah, nu pot să mă joc cu ei, nu pot. Dar știam că o să iasă pe aramă. Nici măcar nu-s impostorul. Dacă e Rafa, am fost creier, dar... N-am cum cu ăștia. N-am cum. Așa e mereu. Trebuie să ne obișnuim. A, aveam bandbay-ul, dar am luat afară. Ok. Eu mi-am terminat task-ul, o noapte bună. Red, ai lăsat, ai lăsat kill-ul ăla în... Da, Red e pe lumea cealaltă, cred. Red e mort. Ce? Da, e deja pe TikTok, Red. Bun. Wow. Cine era cu cine? Pentru că era un de la polimorfizat în Red. What? Polimorfizat. Ok. Era, dar unde ai văzut? So, era, e un kill în specimen și la admin a ieșit din airlock-ul ăla cineva costumat în Red. Da, probabil că a făcut kill cine și s-a costumat în Red. Da, s-a costat, nu știu cum a reușit să se costumeze tot în el dacă a plecat de acolo. Bă, cine mai era cu cine? Deci, ai trecut cine pe lângă puteți? Mine. S-a dat lumina acum, mă, la sfârșit? Da. Că nu știu, eram la lumină, o campam să o repar. Eu eram singur. L-am văzut pe Pink, a făcut coms și parcă și pe Carino am văzut totura asta, că s-a dus pe mijloc cu hărții. Da, eram la storage. Și am făcut upload și am plecat acolo în centru unde e masa de meeting și apoi în jos. Și am zis, l-am văzut pe Red ieșind de acolo. Mamă, și... deci vezi că avem doi killer vii. Deci mă, cine era cu cine? Eu eram solo. Ok. Eu eram solo. Eram tot solo. Da. Tot fi erat solo. Eu m-am întâlnit cu Red și cu Pink. Și cred că au luat-o amândoi în aceeași direcție sau nu știu, Red s-a dus în altă direcție, n-am înțeles nimica. Nu știu, n-am înțeles nimica. Fii țărâna ușoară. Rafa, aveai gradele pe plus sau pe minus? Avem gradele pe plus sau pe minus? Deci? Ce întrebare e asta? Deci pe plus sau pe minus? Răspunde, că ai făcut asta. Cred că Rodi avea dreptate, Rafa e. Toți... What? Dacă sunteți toți singuri și se mai fac două kill-uri, e papage. N-ați vrut să cooperați. Asta este. Ce? L-ați dat afară? La revedere, era papele, dar n-ai gradele. What? De ce nu spun ai gradele, era papele? Mulțumim, Rodby. Cu plăcere. Fie țărâna ușoară. M-am sacrificat pentru echipă. Oh my god. Nu pot să cred că era Rafa și m-a luat afară. Băieți, eu zic că e Gani. Și situația e gravă, că efectiv bine, dacă sunt doi, sunt doi, sunt doi. Gani e unul dintre ei. Pentru bun. Că Gani a zis de Rafa și pe final Rafa a avut două voturi de la ăia doi impostori. Ideea e că vreau să zic ceva de Carina din prima rundă, pentru că n-am vrut să dau pe ea, că probabil muream. Am văzut-o pe Carina că a ieșit de la librăria aia, nu știu cum să zic, e jos de tot
Și e doar un vent acolo, nu, e, nu te duci niciodată acolo și mi s-a părut că a dat vent. Plus că a zis că a făcut asteroizii și... Da, corect. Adi, nu știu ce Afganii. Să zic. Eu n-am fost... Adi a făcut cu mine asteroizii, putea să mă omoare lejer acolo. Dar pe la început, păi nu poate să te omoare dacă sunteți amândoi impostori. Nici măcar nu cred că am fost pe acolo la început totuși. Adică... Ai fost, ai fost. Bă, deci chiar mi s-a părut. Unde e? Unde e ce ai spus Libra... tu? E un fel de bibliotecă jos de tot până să intri în laborator. Am dreapta sau stânga? Jos de tot, mijloc. Vezi cum încearcă să scoată vina unul de pe altul să pine? Da, mă, gradele. Deci gândește-te așa, pe final Gani a zis de Rafa și a luat două voturi. Fă-ți talentul, Pink, haide. Și a luat Rafa două voturi și l-au dat afară. Nu e Karin, nu mă, sunt Gani și cu Sinner. Da, mă, dați-mă pe mine afară. Bă, prăpădiță ăsta și pierdeți meciul. Bă, dar Gani nu avea timp să mă moare, că am stat cu el. Păi, acum, pe ultima dată, s-a apăsat butonul. A, ok. Nu ziceți, pe Sinner sau pe Gani, pe care dăm? Dați-mă un motiv, dați-mă un motiv. L-a dat afară pe Rafa. Eu n-am zis nimic de Rafa. Eu l-am votat pe Rafa, Eu am fost unul dintre voturi. Păi și Gani a fost celălalt. Păi și eu n-am votat pe Rafa, despre ce vorbim? Păi despre cine ai zis de Rafa atunci? Ha, mă, Gani sau Sinner, zici repede. Pe cine votăm? Trebuie să votăm pe cineva. O să pierde meciul ăsta. Gani sau... Gani? Aoleu, dar ziceți mai repede, hai că e bine. Donați like-uri, tâhate pe Gani cu Instagram-ul. Hai, GG. Măi, Gani. Dar task-urile, băieți, task-urile. The game goes on. Da. Bun. Carinu și stres, e o problemă aici. Sau celălalt e Sinner? Ascultă-mă puțin, nu da pe mine, pentru că eu cred... Tu ești singurul care l-a protejat pe Gani. Nu l-am protejat, n-am zis, absolut... Era pentru că altfel pierdeam. Pink, n-am zis absolut nimic. Pe bine, l-a protejat pe Gani, da sau nu? Nu, am zis absolut nimic de Ganicus. Nu, n-am zis nimic de Ganicus. Dar Carinu, de ce nu mă omor acum? De ce nu mă omor Carinule? Ai încercat să schimbi vina pe Carina când era vorba de Gani. Nu, am zis o chestie. Ascultă-mă să zic! La revedere! Ați pierdut! Ați pierdut! 1v1 cu Carinu, nu știu, ne-a făcut Pink. Da, v-a făcut. Cum să vă fac? De ce vă grăbiți? 1v2 dacă aș fi eu. Doamne, Pink a fost cel mai mare impostor. Cel mai mare impostor. Prea proșcoaie. Cel mai mare impostor. Bă, da, faceți-vă și voi task-urile care sunteți morți. Da, zise impostorul. Ok. Da, dă kill că câștigi. Domnule impostor, fă kill că câștigi. Da, nu mai avem ce să facem. Bă! Holy shit! Mersi că m-ați ascultat! Bine, Carina, Robin! Morți, sunteți rupți! Sunteți rupți rău! M-ați făcut și-a cu temperatura aia! Vreți să vă zic să te-ai pierdut?